Salutare, oameni buni, și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi vreau să vă prezint Mi 10. Mi-a fost cel mai simplu să termin testele cu el ca să trec apoi la telefonul Samsung și la tabletă. M-am jucat și cu tableta Samsung, e foarte interesantă. Cred că o să iasă un review foarte mișto pentru ea, chiar dacă nu e performantă. Mi 10 Pro 5G este unul din terminalele care vor fi de top în 2020, adică în top 10 cele mai bune telefoane se va găsi și ăsta. Cap-coadă flagship, cu o mică excepție, singura bubă sau o chestie pe care se poate reproșa la ora actuală este display-ul. Are Full HD, ceea ce e ok pentru majoritatea utilizatorilor, dar pentru cei care au vrut în mod special un flagship de ăsta foarte interesant, ar fi fost bine să pună un ecran de rezoluție mai mare. Performanță maximă, n-ai ce să te plângi, însă nu a atins scorurile lui Oppo Find X2. Pe de altă parte, Oppo a cam fost acuzat și ăla că trișează la teste, deci aici fiecare trage propriile concluzii. Camera foto excelentă, o cameră foto, cred că singura chestie la fel aici, n-are zoom 10x, are zoom 5x, care este un zoom foarte bun, îl folosesc din ce în ce mai des și pe Mi Note 10 și pe total sunt foarte mulțumit. Alt punct pe care putem să-l reproșăm acestui model, despre care am vorbit și în unboxing, este prețul. E un preț cam mare, 1000 de euro. Este o sumă care îți aduce o vacanță de top, care poate să te ajute să cumperi foarte multe alte chestii și întrebarea rămâne dacă merită să ții un telefon de 1000 de euro sau nu. Stați cu mine în acest review, o să trecem prin fiecare capitol în parte, iar la final tragem o concluzie dacă merită sau nu merită Mi 10 Pro 5G. So, am revenit cu telefonul în mână ca să puteți să-l vedeți mai bine. În primul rând, mi-a plăcut foarte mult Xiaomi în ultimul an, pentru că toate modelele lor de top sau mid-range au fost foarte, foarte bine făcute ca design, ca finisaje, ca elemente de-astea, care te fac să simți că, într-adevăr, ai un telefon premium pe care ai dat ceva mai mulți bani, dar merită. După cum știți, eu mi-am schimbat telefonul anul trecut și am trecut de pe Zenfone 6 pe Mi Note 10, ăsta de la Xiaomi, cu primul cu camera de 100 megapixeli. În primul rând am fost foarte curios cum este camera aia, dar n-am avut nicio dezamăgire. E o cameră foarte bună. Mai trebuie lucrat la procesare. Nu este chiar perfectă, dar după ce ai învățat să lucrezi cu ea, să-i mai dai puțin contrast, puțin culori, chestii de genul ăsta, începi să te obișnuiești și faci poze foarte mișto cu ea. Chiar poate să facă niște poze la care DSLR-ul nu are șanse, pentru că e masiv, e greu și are multe chichițe pe care trebuie să le înveți înainte de a face poze. Pe când cu telefonul faci poză direct din mână și aia e. Bun. Să vă arăt întâi, dincolo de design și partea asta, telefonul arată excelent și are și o culoare foarte bună. Haideți să vă arăt ce teste am făcut pe el și o să separ fotografiile de capturi de ecran și hai să vedem pe aici. Bun, nu este telefonul cu bateria cea mai mare și din contră are un procesor de top foarte puternic care în mod normal ar trebui să mănânce din baterie. 4500 de mAh cu o încărcare rapidă 50W, una din cele mai puternice la ora actuală. Dacă ar fi să ne luăm după ceilalți rivali, de exemplu Samsung, la specificațiile astea a rezistat 12 ore, testele pe Mi Note 10 au ținut 17 ore și 10 minute și la testul de baterie nu prea ai cum să trișeze, adică ori consumă, ori nu consumă datele. Asta înseamnă 34 de ore de utilizare normală, pentru că testul de baterie ține cu ecran aprins non-stop, cu toate serviciile deschise, cu diverse procesări pe ecran și așa mai departe. Deci, o autonomie excelentă, una din cele mai bune pe un terminal smartphone de top în 2020. Faza e că poți să crești autonomia la orice terminal cu Android prin câteva metode simple. Una ar fi acel power management din opțiuni,
care mai taie din procesor și mai prelungește și el un pic bateria, scazi luminozitatea, închizi Wi-Fi, Bluetooth și alte chestii de genul ăsta. Adică le folosești doar când le accesezi și nu tot timpul. 572.000 de puncte în AnTuTu. Știm că testul AnTuTu nu mai este în Google Play. Cea mai simplă soluție de a pune AnTuTu acum este să instalezi Aptoide. Aptoide e un magazin alternativ la Google. Găsești toate APK-urile pământului în Aptoide și găsești și AnTuTu în Aptoide și vezi ce performanță are telefonul tău. Oppo Find X2 Pro a scos 5900 sau 60 și ceva, nu, 60 și ceva, 600.000 de puncte, scuze. Și ăsta, cu toate că am rulat testele de mai multe ori, nu reușește să scoată aproape. Vedeți aici în top 10, el este prezent cu 593.000, al meu nu a reușit sub nicio formă să scoată scorurile astea. Totuși nu e un scor rău, adică 900 single core, 3300 multicore, după cum știm Oppo l-a scos peste 1000 la single core și 3300 multicore, deci pe undeva Oppo a reușit un terminal mai bun și este și mai scump cu vreo 200 de euro. Bun, am rulat toate testele astea, de unde se confirmă că este un telefon performant, să zicem. Performant la nivelul 865 cu 8 GB de RAM, 256 de stocare, printre primele. Aici scoate 7126, este în top 10, dar nu printre cele mai puternice. Mă rog, locul 11 din ce văd aici. Testele, descriere și citire, iarăși este un device în topul topurilor, UFS 3.0, dacă am înțeles bine. Dacă nu, mai verific o dată informația, să vedem. UFS 3.0 scrie și aici. Bun. Cam astea sunt cu testele. Haideți să vă arăt camerele foto. Deci, Oppo era ok, de unde rezultă că Oppo mai are de lucrat la camere, la procesarea de cameră foto, pentru că la capitolul imagini era ok, dar la procesarea de după era cam slăbuț. Iar aici, hai să mă uit un pic de sus, așa. Iar i-am scos rotire. Unde ești mai... Așa. Urmărind imagine realizate cu el, vă puteți da seama atât de calitatea display-ului, cât și de calitatea camerei foto. Îi dau și aici mai multă luminozitate. După cum vedeți, în condiții de lumină slabă se descurcă excelent, știe unde să facă focus, dă o oarecare culoare de asta mai puternică pentru fotografie, astfel încât să nu pară pozele prea șterse, dar aici ratează focusul. Bine, e posibil și pentru că am făcut din mână și în momentul când am declanșat să fi mișcat eu, uite și aici a pierdut un pic focus. Dar dacă ești atent și începi să fii atent și bineînțeles este și lumină în jurul tău, începi să iasă fotografii de o calitate foarte bună, detalii excelente. Eu zic că cei de la Samsung sunt cei mai luați în vizor de toate firmele chinezești și aici Xiaomi se descurcă excepțional, foarte bine. Aici am jucat un pic cu zoom-ul, să vedem cam cum este zoom-ul optic la ei. Am făcut poza așa, apoi apropiat, apoi cred că pe la 10x începe să fie ok, dar nu se mai văd detaliile atât de bine. 20x începe să blureze formațiunile mai mici, floricelele astea din spate nu mai se înțeleg așa bine.
Iar la zoom maxim ne dăm seama ce e în poză, dar nu prea e utilizabilă. Am fost prin grădina botanică, imagini de pe acolo, uite și așa, dacă mă duc pe o imagine de asta și fac zoom în ea, veți vedea că are o calitate foarte, foarte bună. Și la asta se văd senzorii mari și senzorii cu mulți megapixeli, ăsta are tot 108 camera principală, 12 megapixeli telefoto, 8 megapixeli zoom-ul 5X și 20 de megapixeli ultra-wide, adică pe scurt, chiar nu ai ce să reproșezi la telefonul ăsta din punct de vedere foto și are o cameră selfie de 20 de megapixeli care se descurcă absolut decent. Uite și tu, asta e poză de dus la concurs foto cu ea Nature, National Geographic sau chestii de genul ăsta. Mă rog, am avut mai multe telefoane în grădina botanică, o să vedeți că o să vă arăt și alte imagini făcute cu celelalte modele, dar cu Mi Note 10 am rămas într-adevăr impresionat de calitatea fotografiilor. Deci, pe scurt, eu aș trece de la Mi Note 10 la Mi 10 fără nicio grijă. Și asta este o fotografie de nivelul DSLR-ului, a focalizat unde trebuie, a făcut blur pe fundal, adică chiar nu ai ce să-i reproșezi din punctul ăsta de vedere, s-a descurcat foarte, foarte bine. Aici, unde era soare puternic și culoarea portocaliu, se văd limitările senzorului de smartphone și începe să nu mai detalieze foarte bine imaginea. Dar aici, unde este mai așa, se vede foarte bine. E drept, cum spuneam, că n-am stat la fiecare imagine în parte să fiu atent dacă am apăsat când trebuie, dacă se înțelege exact ce vreau să arăt sau nu, sau... Uite rața cu pui, ce mișto ești. Nu sunt nici fotograf profesionist, adică nu pot eu să dau un verdict că, băi, e un telefon nemaipomenit foto. Eu zic că fotografiile pe care le-am realizat eu mi se par foarte bine făcute. Aici iarăși a făcut focus pe mamă și a pierdut puiuții ăștia pe aici, se văd un pic în ceață, să zic așa. Dar nu e cea mai mare problemă, că per total imaginea a ieșit bine și dacă am făcut mai multe, în mod sigur, într-una sunt bine focalizați. Am și filmat, că mi-a plăcut mult scena asta. Și rățoiul care stătea mai la distanță și se uita de la distanță la ei. Da, foarte tare. Dacă n-ați fost până acum în botanică, merită o vizită când aveți timp. Și am fost la zona de trandafiri, o mulțime de trandafiri, acum e sezon, bătaie mare pe ei, și niște români care rupeau trandafirii și băgau în sacoșe. Deci nu... Au băgat niște pești de ăștia foarte colorați în lac, foarte mișto, mi-a plăcut, rațe și pe aici, și cam asta e cu testul foto, pentru că știu că se va uita cineva care întotdeauna îmi cere testul de sunet, o să facem și testul de sunet, doar că vreau să schimb pe rețeaua de aici. Așa. Ia să vedem. Că asta era. Da. Boxe stereo și un nivel de sunet foarte, foarte, foarte bun, fără nicio altă boxă sau chestie Wi-Fi sau așa mai departe. Deci, per total, ca să nu mai lungim la nesfârșit, un telefon foarte bun, foarte bine dotat, cu două minusuri care nu știu cât de mult influențează. Pe mine ecranul Full HD nu mă deranjează absolut deloc, deci pot să îmi dai un telefon și chiar pe HD, dacă el merge foarte bine și se vede bine și nu e pixelată imaginea și nu sunt iconițele prea mari, nu mă deranjează Full HD-ul. Alții sunt speriați de chestia asta și vor neapărat să aibă cea mai mare rezoluție.
Mie îmi place Full HD-ul și din punct de vedere al autonomiei, se prelungește un pic autonomia și este ok, n-ai nicio problemă practic. Și preț. Din punct de vedere al prețului, n-ai ce să faci, ca în toate flagship-urile s-au dus în sus, Samsung s-a dus cu Ultra foarte departe, Oppo Find X2 foarte sus, ăsta Huawei pe 40 Pro se duce și el, deși n-au destule aplicații. Cam toate modelele de top și, după cum știm, alți producători din industrie, precum LG, Google și alții, au zis că 865 este un procesor foarte, foarte scump și că va fi greu de găsit o posibilitate de a face telefonul mai ieftin, dar cu procesor de top. Mulți dintre ei au apelat la 765. Deocamdată cel mai accesibil rămâne tot Xiaomi Poco F2 Pro, care are specificații de flagship la un preț de 500 de euro. Să vedem când ajunge și la noi în magazine. Am văzut că la Flanco parcă s-a listat deja. În fine, ideea e că să nu ajungă mult mai scump decât este în China, cum se întâmplă la noi de obicei. Cam asta e cu Mi 10. Pregătesc review-ul la Samsung A41 și la tableta S6 Lite, stați aproape și ne auzim în curând cu alte telefoane. Baftă, ceau! Cu sprijinul mobiledirect.ro, huse și accesorii pentru telefonul tău.